Avem acum date noi despre prezența la vot, care se anunță un record. Unde s-au dus când au apus anii de sus ai gloriei lor? Viste vitezie, falzi mânzie, dulce rămânie, asta ce-o doresc. Continuăm azi baroniada cu episoade de jaf și șpagă de la Argeș, unul dintre fiefurile tradiționale ale PSD. La Argeș, scandalurile, arestările și dosarele se țin lans de 2 ani și au pulverizat practic partidul stat. Recent PSD-iștii s-au făcut de rușine după ce noul președinte al Consiliului Județean Argeș, Florin Tecău, a apărut în conversații indecente cu o presupusă admiratoare. Că obișnuiește să agațe tinere pe internet și să le propună să facă sex. Tecău fusese promovat de PSD și era văzut ca noul lider local. Asta după ce baronul Tudor Pendiuc, primarul PSD al Piteștiului, a fost arestat pentru corupție. Pendiuc este acuzat că ar fi luat o șpagă de la o puternică rețea de oameni de afaceri care căpușează Argeșul de 20 de ani. Prinderea lui Pendiuc în plasa DNA era oarecum previzibilă, deoarece procurorii urmăresc cu atenție ce se întâmplă în acest județ. Prima dată a căzut Constantin Niculescu, baronul roșu de la Argeș, prietenul lui Adrian Năstase. Niculescu și-a pierdut funcția de președinte al județului pentru conflict de interese. Baronul a primit și o condamnare la închisoare, încă nedefinitivă, dar soarta lui politică este pecetluită. Cu toate acestea, Niculescu a rămas în anturajul de putere al PSD. Recent, premierul Victor Ponta a participat la Argeș la botezul copilului deputatului Mircea Drăghici. Acest Drăghici este șeful informal al PSD Argeș. Drăghici este amicul premierului Ponta și deține funcția de trezorier al PSD, adică omul cu banii de la partid. La botez s-a afișat și multiplul deținător de dosare, Niculescu, care este și baronul și protectorul politic al lui Drăghici. Este semnul că, indiferent de dosare, PSD-iștii stau uniți de frica justiției. Însă ironia sorții face ca deputatul Drăghici să fie și el cercetat penal pentru presupuse afaceri făcute cu primarii PSD din județ. Așadar, toți liderii PSD cu greutate de la Argeș sunt agățați în diverse scandaluri, iar aici vine și partea savuroasă a dosarului de astăzi. Pentru că pe lângă corupție și sex, la PSD Argeș este la modă, în primul rând, trădarea și turnătoria. Recent, celălalt deputat important de la PSD l-a trădat pe Victor Ponta și a trecut în barca lui Mircea Gioană. Este vorba de deputatul Cătălin Rădulescu, poreclit de presa locală, Berlusconi de Argeș sau deputatul Playboy. Acest Rădulescu s-a alăturat echipei lui Gioană, care vrea să înființeze un nou partid denumit Noul PSD. Dar ce să vezi, și deputatul Berlusconi, acest Rădulescu, este puțin cercetat penal. Rădulescu este suspectat că a făcut afaceri cu bani publici prin intermediul unei firme de asfaltări de drumuri la care este acționar și că ar fi participat la licitații trucate. Rădulescu este un personaj de film, își face poze dezbrăcat și le pune pe internet pe site-uri matrimoniale sau dă anunțuri că angajează la firme secretare sexy. La Pitești, deputatul Rădulescu este recunoscut pentru scandalurile financiare în care a fost implicat și pentru declarațiile sale ciudate. Înainte să fie anchetat de procuror la începutul anului 2014, deputatul Rădulescu a anunțat cu surle și trâmbițe că va candida la președinția Consiliului Județean Argeș în locul baronului Niculescu. Rădulescu declara că dorește, atenție, să curețe județul Argeș de corupție și să scape de baronul Niculescu. Dar numai după câteva zile, deputatul Playboy a fost vizitat de procurori. A urmat un scandal și mai mare, pentru că odată ieșit de la procuratură, Rădulescu a țipat în gura mare că dosarul său este o făcătură pusă la cale de dușmanii săi din PSD Argeș, făcând referire indirectă la deputatul Drăghici și la baronul Niculescu. De atunci a urmat un război pe viață și pe moarte în interiorul organizației PSD, fiecare lider urmărind să-și bage la pușcărie adversarul. Presa locală din Argeș a relatat că PSD-iștii Rădulescu și Drăghici ar fi început chiar să se toarne unul pe celălalt prin interpuși cei drept la DNA. Mâine vedem continuarea acestui scandal politic asezonat cu trădări și delațiuni, dar și informații din noul dosar de corupție care va izbucni la Argeș.
ți-o doresc. Nu doar pe ultima mafia, am vrut să fiu o țară întreagă, pentru o țară întreagă. Avem acum date noi despre prezența la vot, care se anunță un record.